Bătălia care a făcut celebră mica localitate belgiană a fost ultima a lui Napoleon. Totuși, despre Wellington și Blücher, învingătorii împăratului francez, parcă știu mai puțin. Istoricul tecucean s-a afirmat din tinerețe în mișcarea unionistă, devenind la 32 de ani ministru de externe în guvernul Nicolae Crețulescu. S-a remarcat și prin editarea operei literare a altui gălățean, Costache Negri. Izvor de vieți și dătător de moarte, simbolizat de Eminescu, părintelui Junimii s-a reproșat din mai multe părți răceala, lipsa pasiunii, atitudinea olimpiană. Iorga a făcut se celebră zicerea, cal și frig nu i-a fost nimănui lângă dânsul. Pasiunea lui pentru extremele geografice l-au pus într-o situație extremă în 1928, când a și dispărut în zona Polului Nord. Marina Regală Norvegiană i-a căutat trupul încă în 2004 și 2009. Deși apartamentul său din Petrograd se transformase în centru de comandă al bolșevicilor, la câteva săptămâni după victoria Revoluției din octombrie, Gorki spunea că Lenin și Trotski n-au nici cea mai vagă idee despre drepturile omului și că sunt deja corupți de o travă murdară a puterii. Cu Stalin s-a înțeles mai bine. Guinness Book îl menționează ca fiind compozitorul cu cel mai mare succes din istoria muzicii. Despre Yesterday, piesă cântată de 3.000 de artiști, a declarat că melodia i-a apărut în vis și că nu este sigur că e compoziția lui. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. A publicat doar 7 cărți în aproape 3 decenii, însă a fost trup și suflet în tot ce a scris. Ca în aceste cuvinte, textualismul său n-a fost o țesătură textilă. Subțesutul cuvintelor, subțesuturile lor vii, susură întotdeauna pânza freatică a sângelui. Câtă suferință și spaimă de moarte, tot atâta poezie. Fostul președinte polonez a fost un anticomunist convins, dar și un eurosceptic. A tensionat în multe rânduri relația Uniunii Europene cu Rusia, iar adepții conspirațiilor cred că Moscova nu este străină de accidentul aviatic de la Smolensk, în urma căruia Kaczynski și-a pierdut viața. Fiica actriței Ingrid Bergman și a regizorului Roberto Rossellini s-a remarcat și în lumea modei, deși la 13 ani fusese diagnosticată ca având scolioză, și în cinematografie, dar și prin acțiuni caritabile. A fost unul dintre puținii cântăreți care au înregistrat pe suporturi dintre cele mai diverse, precum discurile de ebonită, de vinil, casete audio și CD. Uite așa, aș vrea să mor, cu copsarul lângă mine, cu paharul lângă mine, uite așa aș vrea să mor. Nu vreau nicio mutră tristă, stând cu nasul în batistă. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.